81. Panagiotis Polychronopoulos din Corint, la 20 iulie 1996, a venit cu soția sa la mănăstire și a cerut să se scrie următoarea minune a cuviosului pe care a povestit-o. Fiul nostru Constantin suferea de râie din 1976, atunci avea 2 ani. Timp de 10 ani l-am dus în repetate rânduri la medici, i-au dat diferite tratamente, dar fără vreun rezultat. În 1986 am venit împreună cu soția la mănăstire. Soția mea l-a rugat cu căldură pe cuviosul David să ne vindece copilul. A doua zi, când ne-am întors acasă, copilul s-a vindecat, s-a făcut cu desăvârșire bine, cu harul Sfântului. După trecerea unui an, a venit și copilul la mănăstire să mulțumească binefăcătorului său. Pentru aceeași pricină am venit și noi astăzi. Slăvit să fie numele lui! 82. Ioana, soția lui Ioan Țitura, învățătoare din Malesina Ftiotidei, la 3 august 1996, venind cu familia sa la mănăstire, ne-a spus următoarele. La Sfintele Paște ale anului 1994, bărbatul meu era amenințat să facă un infarct cardiac. A intrat la urgența spitalului Alexandra. După analizele făcute, medicii au hotărât să-i se facă operație la inimă, deși era o intervenție foarte grea. Atunci m-am rugat cu multă credință cuviosului David, iar în timp ce mă rugam, l-am văzut înaintea mea pe cuviosul, așa cum este în icoana sa din catapeteasmă, cu fesul pe cap, cu un brâu roșu la mijloc și în mână cu un baston, deschizând ușa de la intrarea în urgența spitalului și intrând înăuntru. Văzând aceasta, am prins curaj. A doua zi a avut loc intervenția chirurgicală și toate au mers foarte bine. Cât timp vom trăi, atât eu cât și bărbatul meu vom mulțumi din tot sufletul nostru cuviosului David, pe care îl cunoaștem și îl avem la evlavie din copilărie și vom slăvi numele cel sfânt al lui Dumnezeu. 83. Evanghelia, soția lui Evstratie Caragrigoriu din Atena, la 4 august 1996, a venit împreună cu familia ei la mănăstire și cu multă emoție a spus următoarele. În luna mai 1996 mă durea gâtul și ducându-mă să fac analize, medicii mi-au spus că tiroida are multe chisturi. Având copii mici, m-am mâhnit foarte tare, nevrând să rămână singuri. Plângeam mult și mă mâhneam. Bărbatul meu m-a încredințat cuviosul lui David și s-a rugat mult să mă vindece, făgăduind că vom veni amândoi la mănăstire să ne închinăm. După o lună, m-am dus din nou la spitalul Alexandra și, făcându-mi analizele, medicii mi-au spus că nu mai am nimic la tiroidă. Îi mulțumesc mult cuviosului David, care a făcut și cu mine, nevrednica, o minune și m-a făcut bine. De aceea am venit acum aici. 84. Hara, soția lui Ilie Panțiu din Atena, la 3 august 1996, a venit cu soțul și cu cele 3 fetițe ale ei la mănăstire și a spus următoarele. La începutul anului 1993, niște dureri puternice la mână m-au silit să mă duc la medic, care mi-a recomandat operație și medicamente, pe care mi-era cu neputință să le iau, deoarece alăptam una din fetițe, ce era de 6 luni. Din când în când, durerile se întețeau atât de mult încât în cele din urmă am fost nevoită să-mi pun mâna în gips ca să nu se miște. Au trecut 8 luni aflându-mă în această stare, când la o nouă criză, medicul mi-a recomandat injecții cu cortizon, deoarece despre operație nu se mai putea vorbi. Pentru că eram însărcinată, medicul nevrând să pună în primejdie embrionul. Aflându-mă în această situație, m-am hotărât să merg la mănăstirea cuviosului David să mă închin. Am cerut să-mi fie binecuvântată mâna cu sfintele moaștele cuviosului și miruită cu unt de lemn de la candela de la mormântul starețului Iacov, rugându-mă totodată pentru vindecarea mâinii mele. Chiar în ziua următoare, ameliorarea a fost uimitoare. Fără niciun medicament și fără să-mi țin mâna nemișcată, așa cum mi-a recomandat medicul, în câteva zile a dispărut durerea continuă de atâtea luni de la mână. Minunat este Dumnezeu întru sfinții săi! Se fac multe minuni peste tot acolo unde se cinstește și se slăvește numele cuviosului David. Astfel, în satul închinător din județul Comotini se întâmplau multe accidente
și mulți oameni își găseau moartea în acel loc. În 1968, locuitorii satului, la îndemnul unui preot dintr-un sat vecin, au zidit o bisericuță pentru a opri răul ce se făcea și au închinat-o cuviosului David. Din ziua sfințirii bisericuței au încetat ca prin minune accidentele. În vreo două situații, când s-au răsturnat niște mașini, călătorii au ieșit din ele fără nicio vătămare, atribuind izbăvirea lor cuviosului David, căruia, dorind să-i mulțumească, aduceau darul la bisericuță și plăteau sfinte liturghii. De asemenea, mare cinste și o evlavie deosebită îi arată cuviosului David profesorii și studenții de la Facultatea de Teologie din Atena, care din 1982 cheamă cu evlavii la facultatea lor în fiecare an, în perioada triodului, pe făcători de minuni. Atunci, părinții mănăstirii, împreună cu reprezentantul facultății, duc sfântul cap al cuviosului David la paraclisul facultății, unde rămâne timp de 3 zile. Aici, preotul paraclisului, împreună cu studenții, săvârșesc priveghere, sfânta liturghie, paraclise și alte rugăciuni pentru a primi har și binecuvântare atât profesorii și studenții facultății de teologie, cât și mulțimea de credincioși din Atena și Pireu care alergă cu credință și evlavie să se închine la sfintele moaște. Multe minuni se fac și cu așa numita apă sfințită, adică cu apa care a izvorât atunci când cuviosul David, acum mai bine de 400 de ani, a lovit cu toiagul său rădăcina unui copac. Dovedind pentru încă o dată că toate sunt cu putință celui ce crede. Multe boli ale pielii, eczeme, etc., chiar și tumori canceroase, s-au vindecat prin stropirea cu această apă sfințită. Multe femei credincioase din satele aflate în preajma mănăstirii, precum și alte închinătoare, iau apă sfințită și o pun cu credință în aluat. Atunci când fac prescuri sau pâine și el crește fără maia sau drojdie. Asemănătoare este și minunea care s-a petrecut la brutăria ginerelui lui Gheorghe Sterghiu din localitatea Limnii, Eubea. Într-o zi din luna ianuarie 1993, așa precum ei înșiși au povestit, au uitat să oprească maia pentru pâinea ce urma să o facă. Când și-au dat seama de aceasta, era deja foarte târziu. Dacă ar fi plămădit din nou, nu ar fi apucat să scoată pâine în dimineața aceea. Atunci și-au amintit de minunea pe care o face cuviosul David cu apa sfințită atunci când se fac prescuri sau pâine. Au luat sticluța cu apă sfințită ce o aveau în casă și au făcut cruce. Au pus aghiazma în aluat, s-au rugat cuviosului David și, o minune, frământătura a început să crească. Pâinile coapte în acea zi au fost cele mai frumoase și mai gustoase pâini care au ieșit vreodată la brutăria lor. Brutarul mai spunea că a doua zi clienții cereau din pâinile făcute cu o zi înainte, iar nu din cele proaspete, mărturisind că nu au mâncat niciodată o pâine atât de bună. Despre această apă sfințită mărturisește și Sofia Chisa din Australia în scrisoarea sa trimisă la mănăstire, în care scrie: cu multă emoție am primit pachetul dumneavoastră cu binecuvântările pe care vi le-am cerut să mi le trimiteți, unt de lemn din candela cuviosului David și din cea de la mormântul starețului Iacov, iconițele și apa sfințită. După ce le-am sărutat, am cerut binecuvântarea cuviosului David și a starețului Iacov și i-am rugat să mijlocească pentru mântuirea sufletelor noastre, iar apa sfințită cu puterea ei minunată a făcut să crească aluatul unei femei care voia să facă prescuri. Minunat este Dumnezeu întru sfinții săi, binecuvântați! De asemenea, multe sunt cazurile tinerilor căsătoriți ce nu au copii și cu toate că medicii le-au spus că este imposibil să facă copii, de multe ori din cauza gravelor lor afecțiuni, vin cu credință la mănăstirea cuviosului David și cerând ajutorul Sfântului dobândesc cu mijlocirea și ajutorul lui copii foarte sănătoși și drăgălași, cărora de multe ori le pun numele cuviosului pentru a-l cinsti. Sugestivă este scrisoarea pe care Scalțis Constantin, din localitatea Vula Atichis, a trimis-o la mănăstire la data de 29 mai 1993, în care scrie următoarele: Preacuvioșilor părinți, bucurați-vă în Domnul! Cu multă întârziere, dar dându-mi se ocazia, vă scriu această scrisoare. Suntem foarte bucuroși, deoarece Preabunul Dumnezeu a auzit rugăciunile Sfântului David, ale fericitului stareț Iacov și ale cuvioșilor voastre și ne-a rezolvat problema noastră, cea a nezămislirii de fii. Soția mea a rămas însărcinată, este deja în luna a patra și suntem recunoscători lui Dumnezeu. În septembrie 1992 am fost la mănăstirea dumneavoastră, am plătit o sfântă liturghie
și prin binecuvântarea primită de la Sfântul Cap al Cuviosului David, Domnul cel Atotputernic a făcut o minune cu noi. După 9 ani de căsnicie, nu am putut veni la mănăstire din pricina recomandării făcute de medic soției mele de a nu se obosi prea mult, dar vă rog să ne pomeniți în sfintele voastre rugăciuni ca să ne binecuvânteze Dumnezeu și mai ales pe Elena ca să treacă cu bine perioada sarcinei. Cu prima ocazie vom veni să ne închinăm cuviosului David și să-i mulțumim preanduratului Dumnezeu pentru toate cele pe care ni le hrăzește prin mijlocirile Lui. Rugați-vă pentru robii lui Dumnezeu Constantin și Elena. Asemănător este și conținutul scrisorii lui Stamatie și Polixenia Drosachi din Atena, pe care a trimis-o la mănăstire în decembrie 1994. Îndrăznim să vă trimitem o fotografie de la botezul atât de simplu al micuțului nostru Dimitrie David, care s-a săvârșit acolo, în paracrisul Sfintei Treim din mănăstirea dumneavoastră. Cu harul și ajutorul lui Dumnezeu și ale Sfinților, copilașul nostru crește și este foarte sănătos. Mulțumim lui Dumnezeu, marelui nostru binefăcător, cuviosul David, precum și neuitatului părinte Iacov, pentru acest dar, copilul nostru hrăzit după destui ani de nerodire. Iertați-ne pe noi păcătoși, dar în fiecare zi ne gândim la cuviosul David și la mănăstirea lui. De asemenea, Dimitra, soția lui Panagiotis Ianachidu din Comotini, în scrisoarea trimisă la mănăstire la începutul lunii martie 1996, scrie: Preacuvioase părinte stareț Kiril, vă cer binecuvântarea sfinției voastre și a marelui făcător de minuni cuviosul David, care se află lângă noi de fiecare dată când îl chemăm. Numai cu binecuvântarea cuviosului David m-am învrednicit să rămân însărcinată, chiar în prima lună după ce am venit la mănăstirea lui, în august 1995, ca să îi ne închinăm. După 10 ani de căsătorie, m-a învrednicit Dumnezeu să gust această mare bucurie. Mă aflu în luna 8-a și aș vrea ca Sfântul să fie alături de mine, iar când voi avea bucuria de a fi mamă, aș dori ca El să fie totdeauna cu copilul nostru pe care l-am închinat și căruia îi vom pune numele cuviosului. Neîncetat mă rog Sfântului David să-l țină pe copil sănătos și să-l aibă în paza lui, însoțindu-l la fiecare pas al său. Am multe de spus, dar vi le voi mărturisi Sfinției voastre, Părinte Stareț, atunci când voi veni din nou la mănăstire. Cu smerenie, roaba lui Dumnezeu, Dimitra. De altfel, aproape în fiecare zi credincioșii care vin la mănăstire, dar și cei care telefonează, au de povestit câte o minune a Sfântului, a acestui Sfânt grabnic ajutător, așa cum îl numesc ei. Minunile cuviosului David sunt foarte multe, nenumărate. Nu ar ajunge nici hârtia, nici cerneala, dar nici timpul ca să scriu minunile zilnice ale Sfântului. Este un Sfânt mereu prezent în viața de zi cu zi a credincioșilor. Viu este Domnul Dumnezeul puterilor, spunea adeseori fericitul stareț Iacov, 1920-1991, care a petrecut o viață cuvioasă vreme de 40 de ani în Sfânta Mănăstirea Cuviosului David și a fost starețul ei 16 ani, din 1975 până în 1991. Trăim zilnic o minune continuă cu harul cuviosului David. Dacă nu vom spune noi, vor striga pietrele, spune adeseori părintele Kiril. Actualul stareț al mănăstirii care petrece în ea din 1962. Fie ca Sfântul David, făcătorul de minuni, care are mare îndrăzneală la Dumnezeu, pentru rugăciunile fericitului stareț Iacov, să hrăzească atât cititorilor acestei cărți, ascultătorilor, cât și familiilor lor, sănătate, bucurie și binecuvântare cerească. Sfârșit și lui Dumnezeu laudă!